Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe vlogul cu rulote. A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. Din cauza că am fost foarte ocupat, am avut multe de rezolvat vara asta și n-am avut timp să mă ocup de conversie. Acum că a venit toamna, aș vrea să fac un efort să finalizez. Pentru că sunt convins că și voi vreți să vedeți rezultatul final. Pe de altă parte, țin locul ocupat în hală și aș vrea și eu să finalizez odată să o scot la o plimbare. Haideți să vă arăt acum cam în ce stadiu am ajuns cu lucrările. După cum probabil ați văzut, pardoseala am finalizat-o, adică am izolat-o, am pus placajul de pe pardoseală, urmează să pun un linoleu. Am început să izolez pereții și tavanul, puteți să vedeți de jur împrejur, și am început să fac scheletul pentru pereți. Scheletul l-am făcut din rigle de 2 cm grosime, atât pe pereți cât și pe tavan. Ele sunt prinse cu șurub din loc în loc, cu șurub autoforant, dar la fiecare traversă am și pus un adeziv SICA 554, astfel încât să fiu sigur că totul va ține foarte bine. După ce acest SICA 554 se întărește, practic nu mai este nevoie de șuruburi. Rolul lor a fost doar până s-a întărit adezivul, dar oricum ajută și ele, bineînțeles. Aici puteți să vedeți aceste traverse suplimentare care nu merg până în față, ci se opresc aici. Acestea sunt traversele pentru fixarea ulterioară a cabineților. Puteți să le vedeți și pe această parte. Prinderea acestor traverse am făcut-o pe caroserie prin lipire. Practic am lipit cu SICA 554 aceste blocuri de lemn direct pe tablă și pe ele am venit cu traversa prinsă cu șurub și aici SICA. Iar pentru izolație, ca să nu mă chinui să decupez materialul de izolație, am băgat o spumă poliuretanică. Acum sunt discuții foarte multe cu privire la această spumă poliuretanică. Eu am pus-o din două motive, puteți să vedeți și aici, la îmbinarea dintre plăcile de izolație sau îmbinarea plăcii de izolație cu lemnul, pentru că vreau să blochez total intrarea vaporilor de apă, dar despre asta vom discuta când vă prezint izolația. Ce am mai făcut iarăși? Puteți să vedeți aceste coaste, știți că Ducato are aici așa un profil mai ciudat și multă lume vine drept până aici și vine așa. Eu am vrut să-i dau o formă mai estetică și am venit pe semi-rotund. La fel și aceste traverse sunt fixate de caroserie prin lipire cu SICA 554, sunt foarte, foarte bine fixate, nu am nici o emoție cu privire la ele. Și bineînțeles mi-am făcut un șablon și le-am tăiat la fel, sunt tăiate din poștă de 5 cm, le-am decupat cu pendular, la fel și pe cealaltă parte. Iarăși aici puteți să vedeți riglele pentru perete. Aici e o discuție, multă lume spune că se pierde mult din volumul util și atunci încearcă să facă tot felul de forme din astea, care sunt destul de greu de făcut în varianta do-it-yourself. După cum știți, eu fac această conversie do-it-yourself, deci nu e o conversie profesională, nu mă ocup cu conversii în mod curent, am vrut numai să prezint materialele care se folosesc și pe care le puteți cumpăra de la XGO pentru conversii. De aceea este do-it-yourself. Da, dacă ai acces la prese de termoformare și alte nebunii sau alte materiale, da, poți să faci tot felul de variante. Asta e varianta pe care am ales-o eu. Nu spun că este bună sau rea, e varianta mea și mi-o asum, luați-o cu titlu de exemplu, de așa da sau așa. Aici, în aceste zone, în dreptul patului, puteți să vedeți că am câte un chenar mai mare și aici la fel. Aici voi face o ramă și un intrând, astfel încât să ai loc la picioare în pat, o să obțin un loc de 1,95 m. Chiar dacă în restul zonelor mi-am asumat o lățime mai mică, practic aici va fi peretele, aici voi avea un intrând în care atunci când o să stau întins în pat, de acolo până acolo o să am 1,95 m. Aici am pregătit și o grămadă de cablaje, e un cârnaț mare de cabluri, foarte, foarte mult cablu intră. Aici în față puteți să vedeți unde va fi zona de comandă, practic aici voi pune panoul de control și aici va fi toată inima electrică
de fapt creierul electric al conversiei. Inima electrică va fi aici în partea din spate, unde am și intrarea de 220 și tot ce înseamnă cablaj electric. Voi face un episod separat doar cu partea electrică, să vă explic puțin cu cablurile, cum am procedat, ce secțiune am folosit și de ce. Pentru partea de izolație am decis să merg cu o izolație de la Carbest, Extreme Soft. Este o izolație de spumă cu celulă închisă, autoadezivă. Ați văzut și când am făcut pardoseala că am folosit același material, dar fără spumă. Ea vine practic în formă de coală de 2 metri pe 1 metru. Este flexibilă și pe o parte are adeziv. Se dă jos acest film de protecție și lipește foarte, foarte bine. Chiar a trebuit să dau jos câteva bucăți pentru că nu am uitat să fac ceva la caroserie și destul de greu de dat jos, deci lipesc foarte, foarte bine. Produsul ăsta Extreme Soft vine în mai multe grosimi, aici am 1 cm, aici am de 2 cm și la pardosel am folosit de 3 cm. Există și în varianta fără adeziv, care este chiar mai moale, ăsta cu adeziv e un pic mai rigid, dar cel fără adeziv este foarte, foarte moale și maleabil și pentru fixarea lui am folosit un spray cu adeziv. Aici în zona pasajelor de la roată am folosit varianta aceea fără adeziv, pentru că fiind mult mai maleabilă și trebuia să fac formele astea curbate și am putut să lucrez mai ușor cu ea. În momentul în care folosim genul ăsta de izolație, nu trebuie să mai folosim bariera antivapori. Materialul este cu celulă închisă, deci e impermeabil la vapor din start. Ce am făcut aici la îmbinarea dintre lemn și placa de izolație, am folosit o spumă cu celulă închisă pentru a mă asigura că orice spațiu este umplut, să nu rămână nici măcar un milimetru de spațiu prin care umezeala să poată să circule. În felul ăsta m-am asigurat că am o izolație etanșă, sau mă rog, cât se poate de etanșă în regim do-it-yourself. La pereți și tavane am folosit o izolație de 2 cm grosime, iar în zona pasajelor roților am folosit 1 cm. La fel, 1 cm urmează să folosesc și la zona stâlpilor, la uși. După cum puteți să vedeți, la uși nu am făcut nimic încă, deci aici mai am de lucru, nici la zona stâlpilor. Și aici, pe aceste spații, urmează să pun o izolație mai subțire de 1 cm. Iarăși, unde voi veni suplimentar, deci aici mi-a intrat izolația, aici am stâlpul de rezistență de la caroserie și atunci voi veni aici așa peste acest stâlp ca să-l acopăr, chiar dacă am băgat aici niște spumă. În momentul în care am o carcasă metalică, o cutie metalică, cum este de exemplu și aici, deci aici este metal gol, multă lume am văzut că umple aici cu vată și și las așa. Nu zic că nu ajută, dar să știți că metalul este un conductor de energie termică și atunci, chiar dacă este înăuntru este plin cu vată, metalul de aici comunică cu metalul din exterior, pentru că e dintr-o bucată. Și atunci se transmite. Uite, dacă pun mâna pe acest metal, este rece. Dacă nu aș izola aici peste, tot timpul aș simți rece. Deci aici am o punte termică. E foarte important să acopăr și această zonă, mult mai important decât să umplu aici. Pot să umplu și aici cu vată dacă vreau. Mă ajută și la reducerea rezonanței, să nu sune așa tare. Dar este foarte, foarte important să am izolată zona aceasta. La fel voi face la toți stâlpii, la fel și aici puteți să vedeți. Am zona aceasta a pragurilor, nu o să umplu cu nimic acolo. Am văzut inclusiv cazul în care s-a băgat spumă poliuretanică, ci o să vin aici deasupra cu o izolație. Va fi în perete, aici va fi peretele meu, dar o să izolez foarte bine zona aceea ca să evit pe cât posibil punțile termice. În zonele acestea de curbură, unde am mai mult loc în spate, am dublat materialul, am și avut mai mult material la dispoziție și atunci mi-am permis să îl dublez, pentru că niciodată izolația nu este prea multă. În ceea ce privește această izolație, sunt liniștit că pot să ies și iarna cu autorulota. Materialul acesta este un foarte bun izolator și am văzut situații de venuri, conversii de fabrică
care aveau o izolație mult, mult mai slabă decât asta. Deci ăsta e avantajul, un do it yourself, poți să-ți faci o izolație de calitate foarte bună, mult, mult peste ce îți face o fabrică care face conversii. Ok, dacă ai bani deja de un Bürstner sau, nu știu, un Pössl sau o conversie de 70-80 de mii de euro, da, acolo discutăm de altceva, dar la un regim normal, ca să zic așa, e destul de greu într-o conversie de fabrică să ai o izolație atât de bună. Bineînțeles, mai este și cealaltă variantă de izolație cu spumă poliuretanică cu celulă închisă. E ok, mulți spun că, mă rog, dacă lovești mașina e greu de reparat, oricum e o complicație întreagă dacă ai de reparat. Din punct de vedere termic, este o izolație foarte bună și fonic. Ce nu mi-a plăcut la acea modalitate este mizeria care se face. Am văzut, cred, cu toții la cei care au pus conversiile pe YouTube și au izolat cu spumă poliuretanică. E destul de mult de lucru și foarte, foarte mizerabil. Tot ce vedeți aici, toată această izolație este făcută în 2 zile de lucru. Nu e așa mult de lucru și probabil că mai am o jumătate de zi să fac ușile, pragurile și restul zonelor. Ce va urma după partea aceasta de izolații? Voi face un video cu tot ce înseamnă partea electrică, cu cablajele, în primă fază, pentru că după aceea vreau să închid pereții. La pereți o să folosesc un placaj decorativ de 3 mm, dar îl voi pune pe un alt placaj de 5 mm, care a fost în această dubă când am cumpărat-o. Probabil că ați văzut, avea niște placaj roșiatic. E un placaj foarte ușor și foarte rezistent și fiindcă placajul de 3 mm este destul de flexibil, nu vreau să mă împing în perete și să flambeze și atunci am ales să pun în spate acel placaj original, dar doar la zona pereților. La zona tavanului voi pune doar acel placaj de 3 mm. Este foarte potrivit pentru zona de tavan pentru că este foarte flexibil, dar o să vedeți în episodul respectiv. Deci vor urma cablajele electrice, vor urma pereții, o să vă arat cum fac aceste cutii aici ca să am mai mult loc în pat. Va fi un episod cu tavanul, cum îl îmbrac și de asemenea va urma și în curând și un episod cu partea de pat, cu somiera pe care o să o fac. Voi pune niște bare metalice pe care voi prinde o somieră flexibilă și cam asta va fi în viitorul apropiat. Bineînțeles, acum trebuie să bag tare ca să termin totul. După aceea vom face și baia, mă rog, paravanele despărțitoare și mă voi ocupa de îmbrăcarea pardoselei cu un linoleu decorativ. Deci avem de lucru. Între timp trebuie să mă ocup de izolarea ușilor, să vedem ce iese.